Primarul Ion Lungu a repus pe ordinea de zi proiectul privind documentația de urbanism pentru construirea unui complex rezidențial de locuințe. Da, am ținut să pun acest proiect pe ordinea de zi. Sigur, s-au avut discuții și la nivel de presă. Eu zic că niște acuzații nejustificate la adresa primăriei, a Consiliului Local, având în vedere faptul că noi întotdeauna am procedat cu operativitate, cu celeritate să analizăm documentația de urbanism. Cum e și cazul de față, solicitarea la primărie a fost în luna aprilie, în luna mai noi am dat în Consiliul Local. Deci nu a fost jumătate de an, un an de zile, să nu discutăm specii versea. În același timp este un proiect important și eu, ca și primar, am avut întotdeauna această preocupare să creez veniturile proprii ale primăriei municipiului Suceava. Orice investiții care se face în municipiul Suceava aduce venituri proprii mai mari la buget. Sigur, condiția să fie respectate reglementările de urbanism. Așa cum se știe, la ședința precedentă au fost niște observații din partea consilierilor locali. Eu cred că așa este corect și civilizat când avem discuții de genul ăsta să amânăm luarea unei decizii, cum am procedat și în cazul de speță. Astăzi am introdus din nou proiectul pe ordinea de zi, în ideea că dacă lucrurile sunt în ordine, am înțeles că o comisie de la Comisia de Urbanism la Consiliul Local s-a deplasat la fața locului, să dăm posibilitatea acestui investitor, constructor, să-și dezvolte afacerile în măsura lucrurilor în care lucrurile sunt în ordine. Dar, repet încă o dată, acuzele aduse primăriei, Consiliul Local, nu au fost corecte, nu au fost justificate, pentru că nu s-a tras de timp aici. Noi am procedat cu maximă operativitate, atât la nivelul executivului, am introdus proiectul în Comisia Tehnică, unde el a fost aprobat, care are un rol consultativ, și în final am intrat cu el în Consiliul Local. Având în vedere, încă o dată spun, faptul că este vara, că se poate lucra, măsura în care se aprobă proiectul, investitorul se poate demara lucrările. Asta este adevărata motivație pe care o am pentru a introduce proiectul pe ordinea de zi. Mulțumesc! Consilierul local PNL Daniel Roibu a spus că în mapa de ședință sunt două foi prin care investitorii au arătat că sunt într-o poziție de forță, denunțându-i pe cei care au cerut respingerea proiectului la DNA. Roibu a precizat că nu cedează acestui șantaj și a intentat acțiune penală împotriva reprezentanților firmei. Începând de o săptămână jumătate, de 10 zile, mai exact, am aflat și eu și colegii în centrul unui scandal mediatic legat de proiectul de față. Am văzut anexatura dosarului de față, la punctul 5, două hârtii care, părerea mea, nu au ce căuta în această mapă. Două hârtii care pe față înseamnă presiune și alte. Dacă presa este pe aici, cumva să le filmeze, vă rog, sunt două, pagina 31 și pagina 32, în care se încheie, retras documentația astăzi, data de 30.05.2014, pentru depunerea, pentru inițierea închetei DNA. Pagina 31, deoarece nu am nevoie la demersurile inițiate către DNA. Aceste două ordini n-aveau ce căuta. Sunt pur și simplu presiune asupra Comisiei de Urbanism și a consilierilor locale. Nu au nicio relevanță, părerea mea, la proiectul de față. Este retragerea proiectului anterior și nu au relevanță la proiectul de față. Nu știu ce caută în mapa noastră de ședință. Da? Așa. Să dezvoltăm un pic ideea. Inițial, acum două săptămâni, acest proiect de către Comisia de Urbanism a fost aprobat. A se vedea clar în procesul verbal încheiat pe data de 28, la punctul 14, proiectul 14 scrie aviz favorabil. Ne-am săturat numai eu, ci și colegii, de presiune făcute de unele persoane, ca în cazul de față, mai ales care afirmă la televizor că nu au nicio legătură cu proiectul de față, și la întrebările reporterului, ești administrator, ești acționar, spun că nu, aduc invective colegilor, bulversează situația, face presiuni, da? Amenință cu DNA-ul și, la modul ăsta, cer pur și simplu colegilor să ia măsuri la genul ăsta de amenințări viitoare, dacă o să mai întâmple, să ne rezervăm dreptul de a da în judecată persoanele și a acționa în instanță persoanele care fac genul ăsta de presiuni. Mai mult de atât. Și eu personal îmi rezerv dreptul ca la finalitate să acționez în instanță pe trei articole persoanele care au grijă și au adus prejudicii în presă. Articolul 239, ultrajul, 205, insulta și articolul 206, calumnia. Deci ar trebui persoanele, când apar în presă și aduc acuze, Consiliul Local sau tuturor membrilor Consiliului Local să gândească de două ori, să ceară informații, să fie documentați, ca ulterior să înceapă să dea în stânga și în dreapta, fără niciun fel de...
circunstanță. Lucian Harșovski a spus că Consiliul Local a fost supus unui șantaj mediatic. El a anunțat că consilierii PDL se vor abține de la a vota acest proiect. Întotdeauna când se retrage un proiect și se solicită acest lucru de către consilierul local, se solicită pentru a clarifica anumite aspecte și de obicei sunt pentru interesul celui care dorește fie să dezvolte, fie care dorește acel proiect să fie aprobat. Pentru că în caz contrar, pe acele neconcordanțe și dubii, el este picat la vot și investitorul, să spunem așa, nu mai poate face acea investiție. Deci acel proiect s-a retras pentru a fi discutat într-o ședință ulterioară. Noi speram o ședință ordinară. Sperăm că vedem că e extraordinară datorită acestui tam-tam făcut și cu ajutorul mass media și această presiune. Sunt amenințări cu DNA-ul, cu parchetul și așa mai departe. Eu vreau să solicit aici public celui care a făcut acele declarații, dacă are dovezi că cele spuse de domnia sa sunt corecte, să continuă aceste demersuri, cum a spus dumnealui, la DNA, la parchet și așa mai departe, dacă nu, o rog să se oprească, pentru că în numele consilierului care îi reprezintă Consiliul Local, vom iniția noi o acțiune în instanță pentru calomnie. Cred că se creează un precedent pentru acest Consiliu Local pe viitor. În ce sens? Dacă un consilier local sau unul dintre noastre considerați că nu e oportun un proiect, ar trebui ca data viitoare, cu ajutorul mass media, cu ajutorul presiunii DNA-ului și a parchetului, să-l aprobăm pentru că ne teamă de nu știu cine, că nu știu ce am făcut. Repet, consilierul local votează oportunitatea unui proiect, de legalitatea acestea se ocupă serviciul tehnic, este viza secretarul municipiului și noi n-am spus niciodată că nu e legal. Vreau să vedem de oportunitate. Mai nou, sunt declarații făcute prin mass media de un domn care nu-l cunosc sau nu-l cunoaștem și nu am văzut să fie vreun act la dosar pentru acel om. Am cerut să văd și cine a depus acel dosar, pentru că e bine să mă interesez. Am văzut o împuternicie depusă undeva pe 5-a, 6-a, acum câteva zile depuse, după ce dosarul era pus. Iar pentru a demonstra că nu facem, nu suntem de acord cu acest șantaj mediatic pus și pentru că mai sunt încă anumite dubii, eu au fost acele acuze că s-a luat șpagă, ghilimele de rigoare, pentru să votez pentru, să votez împotrivă. Pentru a nu fi dubii, atât eu cât și colegii mei ne vom abține la acest subiect, pentru că v-am spus, nu este normal asupra presiunii care s-a pus asupra consilierului local pentru un proiect care, din punct de vedere, s-a făcut haz de necaz, degeaba. Repet, nu a fost nici primul, nu va fi nici ultimul proiect retras sau care nu se va vota. Au fost proiecte care nu au fost votate, deci au picat la vot și au fost repuse cu modificările de rigoare pe ordinea de zi și s-a aprobat.